ALDE. Credeți dumneavoastră că asta s-ar fi aflat acolo? Eu nu asta, pot exprima opinia da, mea aici, asta este, da, are cineva răbdare da. Să mă asculte. Acum ce pot să vă spun? Cunoașteți foarte bine ce s-a întâmplat atunci când Marius Bălașa a candidat. Marius Bălașa este un om deosebit, dar nu cred și n-am crezut niciodată că și-a dorit funcția de primar al orașului Slatina. Tocmai de aceea am dorit să se facă un sondaj, să venim cu cel mai bun. Pentru că de acolo a început declinul nostru. Slătinenii niciodată nu au votat PSD. Dar slătinenii ajunseseră să ne întrebe dacă ne dorim să câștigăm primăria Slatina. După ce au trecut alegerile, ne-am dat seama că nu s-a dorit să se câștige primăria Slatina. Și asta spune multe. La câteva, nici două săptămâni, domnul Marius Bălașa a fost numit director la Casa Corpului Didactic. Și asta spune multe. Doamna, nu era guvern de dreapta? Era tehnocrat. Nu guvernul la Dumit? Da, era guvern tehnocrat cu oamenii în toate structurile de la PSD. Să nu uităm și acest lucru. Doamna președintă, doamna președintă,